Bună, prieteni! Bine v-am găsit într-un nou tutorial de make-up. Aș vrea să fac ceva diferit astăzi, să vorbesc cu voi în felul acesta și să încerc un make-up mai diferit. Este o zi mai nourată afară astăzi, așa că o să mă inspir din vreme și o să încerc să văd dacă să mă duc înspre cum arată vremea afară sau să fac ceva mai colorat ca să îmi dau așa un pic un vibe diferit în privința aceasta. O să încep prin a-mi pune un pic de strugurel ca să-mi hidratez buzele în timp ce voi face restul. Voi încerca să vă spun ce produse folosesc și cum le folosesc. Eu nu sunt un make-up artist, vreau doar să precizez, cei care sunteți de ceva timp aici pe canal știți, dar îmi place să experimentez cu diferite produse, mă pasionează îngrijirea, nu sunt probabil cea mai expertă în privința aceasta, cu siguranță bănuiesc, dar îmi place să experimentez și cred că este plăcut să vedem ce ne iese din aceasta. O să-mi pun acest elastic de păr ca să nu mă deranjeze părul și voi începe. Voi folosi un pic de cremă de față. Mai apoi voi folosi acest fond de ten de la Catrice. Mie nu-mi place foarte mult acest fond de ten True Skin, dar îl folosesc ca și corector pentru că acoperă foarte bine. Așa că asta este o modalitate. Dacă nu vă place un fond de ten, este să-l folosiți ca și corector pentru că este o altă modalitate să-l folosiți. După ce mi-aplic cu mâna, de obicei încerc să dabez așa, să dau un pic cu un penson, doar să apăs ca să fixez bine. Voi aplica mai apoi acest CC Cream de la Roche Posay. Am uniformizat pensionul pentru că văd că mereu ajută lucrul acesta. Voi pune un pic de pudră și o voi pune un pic pe bărbie, pe zona mustaței, în zona ochilor, special sub ochi, pentru că ca să mențin acolo și apoi dau cu ce a mai rămas așa un pic peste tot, dar nu este scopul meu să dau peste tot neapărat. Am un pic de bronzer, aș vrea să încercăm să îl folosim. Iar apoi voi folosi această paletă de la Essence și cred că voi începe cu culoarea aceasta, este un roz mai pal, o să-l aplic pe toată plioapa. Iar apoi o să iau acest bleu de aici și o să-l aplic spre capătul ochiului. O să mai aplic și un pic cu degetul. Iar apoi voi lua această culoare de aici, este un fel de cărămiziu cu microglitter și o să-l aplic pe prima parte a ochiului. Pe
pinson mai micuț de precizie. O să iau tot același culoare cărămiziu. Apoi voi lua din nou acel bleu și voi aplica pe capătul ochiului. Asta este partea terminată. Voi aplica apoi un creion de ochi de la Avon True Skin, culoarea neagră. Și voi încheia lucrul cu niște rimel. Am acest rimel de la Avon New Lash. Trebuie să îl recumpăr, dar îmi place foarte mult. Dă un volum foarte, foarte fain. Încheia cu un luciu de buze. Este acest luciu de buze de la marca Primark. Este un luciu de buze care este subtil și costă foarte puțin. Voi aplica și un pic de blush și voi folosi această paletă de buze. Voi lua acest roz de aici. Voi aplica foarte, foarte puțin, pentru că este foarte colorat. Dacă nu vrei să investești într-un blush, să știi că și orice fel de produs de buze în general este bun ca și blush, sau dacă ai un roz pentru ochi, este bun și acesta ca și blush. Aceasta este un fel de paletă care pentru blush este superbă. Se aplică foarte bine aici zicala A little goes a long way, pentru că îți trebuie foarte, foarte puțin și voi pune și un pic pe vârful nasului. Acesta este rezultatul final. Un look simplu care îmbină recele și caldul, cred că este perfect pentru o zi norată ca și astăzi, în care nu se înțelege prea bine dacă primăvara a venit sau va începe să ningă, pentru că asta se prevede în zilele următoare. Sper că ți-a plăcut să mă urmărești aici în acest video. Scrie mai jos dacă ai să încerci și tu un look de genul acesta și cum te inspiri tu în look-ul pe care ți-l faci, poate din când în când. Dacă te inspiri din acea zi, din natură, sau pur și simplu te menții cu același look zilnic. Eu am să închei aici. Mulțumesc că m-ai vizionat. Dacă nu ești abonat la canal, te invit să te abonezi, să apeși pe clopoțel ca să știi când voi publica. Vizionează-ne de asemenea și pe canalul Românii în Anglia, unde publicăm daily vloguri și tot fel de alt conținut. Iar noi ne vedem în următorul video. Pa!